Puțin din cei ce trec pe lângă fostul palat al brâncovenilor, de pe cheiul Dâmboviței, devenit Institutul Victor Babeș, știu că aici, între zidurile lui masive, cenușii, cu o răceală de gresie, exact acum o jumătate de secol, înceta să mai bată inima unui om ilustru care a avut o enormă influență asupra tot ceea ce a însemnat medicina științifică la noi, ca și în lume. O minte pătrunzătoare, o voință statornică, o putere de muncă incredibilă, un profil moral ales, o fire simțitoare, poate chiar sentimentală, o gândire profund românească, un mare iubitor al acestui pământ, căruia i s-a dăruit cu generozitate, refuzând aurul străinătății cu toate catedrele academice. Acesta a fost Victor Babeș. Început de toamnă în București. Să ne amintim, ca un omagiu adus științei medicale românești, tocmai acum, la împlinirea celor 50 de ani, de ceea ce a lăsat Babeș în trecerea sa cometică prin lumea de la răspântea dintre veacuri, să cugetăm poate la sensul unei vieți spiluitoare, oriunde și oricând. Filmul nostru, la care colaborează ca de obicei operatorul George Dănăilă și monteza Cătălina Bucur, nu-și propune retranscrierea biografiei savantului, ci doar să marcheze câteva borne din drumul lui Babeș, drum reconstituit adesea din punctul de vedere al contemporaneității noastre. Căci iată cât de reală și valabilă se dovedește una din cugetările lui, anume că soluția problemei sociale este o condiție esențială a sănătății publice. Să uităm oare anticul percept al lui Galen, pe care Victor Babeș l-a îmbrățișat de tânăr cu devotament și hotărâre? Fii drept, curajos, prudent, scria Galen. Alungă dorințele nesăbuite. Caută adevărul înainte de toate. Rămâi în toate acela care ești, de nezdruncinat în principii, ferm în rezoluțiile tale. Oricare ar fi vântul care ar sufla peste tine, nu te lăsa antrenat de curent. Fii seara ceea ce ai fost dimineața. La muzeu, Sofia Babeș, nora învățatului, ne pune la dispoziție un caiet voluminos care cuprinde nu reflexele științifice ale lui Victor Babeș, ci inedit emoțiile sale. Cu un cuvânt, iată-l pe Victor Babeș, poetul. Fiul său, Mircea Victor Babeș, a inițiat în urmă cu ani sistematizarea lucrărilor literar-artistice aparținând tatălui său, dar acțiunea a fost, din păcate, întreruptă de dispariția sa din viață. Să ne amintim că strofele următoare ale lui Victor Babeș erau scrise cu ceva mai înainte de perioada vieneză a lui Eminescu, înainte cu mult de Scrisoarea a treia sau de Epigonii. Despre lumea încătușată în severe legi am vrut slove să aștern odată peste câmpul alb și mut. Omenirea cum se zbate însetată de adevăr să descoper legea poate ce deschide frunzizări. Despre clipa aceea în care lanțul spiritului frânt, om mulțime în picioare culcă tronul la pământ. Sau, fără mireasmă, mândra floare e ca trufia fără minte, iar păsărelele împrinsoare ca robii cântă să se alinte. Pentru poet, ispita e mare între aste două căi greșite, ori fără minte cu îngânfare în versuri goale să recite, ori nesățios după succese ca rob să cânte în struna vremii, de altă în lume să nu-i pese decât de lauri și de premii. În loc să înalțe poezia, fără alt gând de formă pură, liber cum cântă ciocârlia, nestingerită spre natură. Iată, așa s-a manifestat poetic savantul de renume mondial, Victor Babeș. Merită să cunoaștem și în acest fel. Ne reîntoarcem în grădina modestă a institutului unde a lucrat și a trăit Victor Babeș. I s-a respectat dorința. Se odihnește sub o lespede chiar acolo, în curtea institutului. A dispărut materialmente la 19 octombrie 1926, dar dăinuiește prin idei.
prin idei și adevărate simțiri, cum ar scrie cronicarul. Sau, cum zicea chiar Babeș, înlături imagini triste și veștede, iar tu, fantezie, coboară, coboară spre mine.